Gabriel Lazani, actualul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, care ocupă această funcție din anul 2017, are peste 23 de ani de experiență în domeniul sănătății publice. Este angajatul spitalului din anul 2000 și de-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții, de la șef serviciu achiziții publice la director administrativ, coordonând absolut toate investițiile care s-au realizat în spital. Conferința regională est-europeană FNR-VFNR dedicată neuroreabilitării, care s-a desfășurat la Bistrița și la care au participat peste 200 de experți în domeniul neurologiei și al cercetării științifice medicale, a fost organizată de Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare, Federația Mondială a Societăților de Neuroreabilitare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și de Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Cu această ocazie, managerul spitalului a vorbit despre contractul de finanțare prin PNRR pe care l-a semnat recent pentru cel mai mare proiect de sănătate din județul Bistrița-Năsăud și care va însemna o investiție de aproximativ 100 de milioane de euro. Am semnat un contract de finanțare prin PNRR pentru cel mai mare proiect de sănătate în județul Bistrița-Năsăud, o investiție de aproximativ 100 de milioane de euro. Investiție care are patru componente de bază. Componenta numărul 1, o extindere a spitalului cu o suprafață desfășurată, un corp de clădire cu suprafață desfășurată de 14.450 de metri pătrați. O componentă 2, de reabilitare energetică și modernizare a întreg complexului existent, de se aduce la același standard de calitate ca și noua construcție. O componentă 3 de digitalizare a spitalului și o componentă 4 de achiziție echipamente medicale. Noi ținem foarte mult cont în actul medical de două lucruri. Și sunt, să știți, din punctul meu de vedere, la fel de importante, confortul hotelier și confortul medical al pacientului. Deci aceste două lucruri trebuie să meargă în permanență mână în mână. În momentul de față avem câteva secții care nu sunt chiar ceea ce ar trebui să fie din punct de vedere al infrastructurii, al suprafețelor, al numărului de paturi în saloane. Și atunci se impunea această extindere care va fi utilizată pentru o parte din ea pentru relocarea unor secții medicale, iar cealaltă parte vor funcționa câteva secții și compartimente pe care le vom înființa, deci nou înființate. Ar fi de menționat printre acestea neurochirurgia, care va fi un compartiment de sine stătător. În momentul de față avem activitate pe neurochirurgie în cadrul secției de chirurgie generală. De asemenea, vom avea un nou compartiment înființat de cardiologie intervențională, cu o sală de operație hibrid, în care vom avea angiograf, deci tot ceea ce se impune pentru a face astfel de intervenții medicale. De asemenea, un nou compartiment înființat de gastroenterologie intervențională, un compartiment de recuperare neurologică. Iar pe o parte din spațiile care vor fi disponibilizate în vechiul amplasament, prin relocarea celor existente, vrem să dezvoltăm servicii de paliație. Avem în momentul de față, în cadrul secției de oncologie, 5 paturi pe paliație, dar din păcate situația actuală și populația îmbătrânită care există în județ necesită mult, mult mai mult. Digitalizarea pe care managerul își dorește să o dezvolte în spitalul pe care îl conduce este diferită de ce a văzut la alte spitale din România. În opinia sa, digitalizarea merge de la componenta de hard până la componenta de soft și va însemna inclusiv robotizarea
farmaciei. Nivelul de digitalizare va fi până la patul bolnavului, deci va merge până la pat, astfel încât trebuie să înțelegeți că tot ce înseamnă echipament medical în spital va fi conectat la serverul spitalului, astfel încât să avem o monitorizare completă și la tot ceea ce înseamnă date vitale pentru pacient. De asemenea, inclusiv pe partea de gestiune, de descărcare de gestiuni, toate se vor face la patul bolnavului, fiecare pat va avea o tabletă, iar în momentul în care cadrul medical face, de exemplu, un tratament, în momentul respectiv, deci în timp real, și operează în fișa pacientului. Mai sunt și foarte multe lucruri care vrem să le implementăm prin digitalizare în farmacie, un sistem robotic de distribuție a medicamentelor, de pregătire a condicilor de medicamente. Proiectul este chiar foarte complex. Deci atingem absolut toate punctele. Prin digitalizare, noi nu vedem doar un sistem de programări online și o pagină de internet. Din păcate, cam ce am văzut la nivel național pe parte de digitalizare implementat până acum, sunt niște eșecuri. Eu am o speranță ca în 2 ani de zile să finalizăm toată această investiție majoră și dacă așa va fi, și acest proces va fi în 2 ani de zile. Partea de robotizare nu va înlocui personalul medical. Să știți, a fost una dintre temerile angajaților din farmacie și le-am spus că nimeni nu pleacă. Întotdeauna partea umană are locul ei în sănătate și cred că digitalizarea și robotizarea procesului niciodată nu va putea să înlocuiască un specialist uman. Atragerea de personal medical calificat în spitalele județene este o adevărată provocare pentru manageri, nu și pentru economistul Gabriel Lazani, care a atras specialiști din toate zonele țării. Principalele bazine de colectare sunt cele două centre universitare apropiate de Bistrița, respectiv Cluj-Napoca și Târgu Mureș, dar în ultima perioadă medicii caută ei spitalul din Bistrița. Să știți că la început a fost foarte greu, pentru că am încercat, anunțurile din viața medicală sunt o metodă prea simplistă și prea nu reușești să atragi specialiști doar prin dând niște anunțuri în presă sau pe niște site-uri. Prin diferite cunoștințe am încercat să intrăm în grupurile de WhatsApp ale medicilor specialiști. Ei au de obicei grupuri de WhatsApp, rezidenții au specialiștii și am început să postăm anunțuri în aceste grupuri de WhatsApp. De exemplu, eram foarte deficitari până în trecutul chiar recent la CUP-ul, la medicina de urgență. Conform normativului de personal, trebuie să ai 2 medici pe tură la 20.000 de prezentări pe an. Noi aveam 2 medici pe tură la 55.000 de prezentări pe an. Pentru prima dată am ajuns acum la 4 și unele zile le acoperim cu 5 medici pe tură. Printr-o deosebită implicare a fost una dintre provocările care i le-am trasat noului medic șef de la UPU. I-am spus că îmi doresc să vină să-mi prezinte un plan de management prin care, cu o politică de atragere specialiști în medicină de urgență. L-a făcut, a trecut un an de zile și l-a îndeplinit. Dar în spate la lucrul ăsta a fost foarte multă munca lui, s-a deplasat personal în centrele de universitare, a stat de vorbă cu studenții, în principal tot așa Târgu Mureș, Cluj și Oradea. Și în momentul de față, cred că anul ăsta am angajat 5 medici urgentiști. În momentul de față n-aș putea spune că mai suntem deficitari pe vreun sector.
Am reușit să acoperim cam tot într-un timp relativ scurt. V-am spus, am preluat mandatul de manager în anul 2017, când am găsit în spital o situație, aș putea spune, explozivă. În sensul că 24% din medicii care erau angajați în spital erau în cumul pensie cu salar. Vă dați seama, această situație putea pune în pericol activitatea spitalului în orice moment, pentru că medicii puteau să plece, să se retragă, nu mai pot face linii de gardă, nu mai pot. Și atunci am început această politică agresivă de aducere a tinerilor medici, iar după ce am reușit cu primii medici, că știți, a fost un pic mai ușor, în sensul că ei își căutau colegi care să vină. După aia s-a dus vestea că la Bistrița există echipamente medicale, infrastructura e foarte bine pusă la punct și au început ei să caute Bistrița. În momentul de față am avut, de exemplu, o situație la medicină de stomatologică, am deschis un cabinet de stomatologie în cadrul UPU, când pe 4 posturi am avut 29 de candidați. Deci au fost din Galați, din București, din toată țara. Și acum cam orice post scoatem la concurs de medic, avem uneori 2, 3, 4, 4 candidați. La asistenți medicali nu prea am avut niciodată probleme. A fost o perioadă când era fenomenul ăla foarte amplificat de migrare a forței de muncă, scoteam posturi la concurs și nu se prezenta absolut niciun candidat, dar între timp au mai terminat generații la școlile post-liceale, am modificat și procedura de concurs pentru asistenții medicali pentru a-i putea selecta mult mai bine și a atrage personal mult mai de calitate. Pentru că dacă n-ai personal de calitate, nu poți face un act medical de calitate. Și acolo am ajuns acum la ultimul concurs. De pe 12 locuri am avut 179 de candidați.